Bine ați venit la o etalare romantică pentru tauri. Și am senzația că văd o carte. Oh, o nouă iubire. Oh, calling your soulmate. Oh, deci taurii, într-adevăr, își doresc perechea divină. Haideți să vedem ce vrea să ne spună. Chimia. Wow. Oh, amândouă. Very soon attraction. Oh. Taurilor, cred că până acum este cea mai bună etalare pe care am avut-o. Foarte frumos. Există o atracție între voi extraordinară. Dacă a venit în viața voastră, voi sunteți deja ca suflete împerecheate. Și este acel sentiment de a vă chema unul pe celălalt. Foarte frumos. Deci e un fel de a decide ce vrei tu să-ți vină acum în viața ta. Este ceva magnetic. V-ați rugat foarte mult pentru această energie. Există o atracție extraordinară între voi doi. Oricine ar fi această persoană, există o atracție extraordinară. Foarte frumoasă etalarea până în acest moment. Haideți să vedem. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua celelalte persoane. Deci fie vine, apare în viața voastră cineva nou cu o atracție magnetică extraordinară care vă împlinește pur și simplu. Oh, deci deja a apărut regele de băte. Ați așteptat mult și multă pasiune, foarte multă pasiune cu această persoană. Soarele, Doamne, v-ați căutat unul pe celălalt. Asul, căsătorie. Deci este ca și cum sunteți suflete căsătorite pe toate energiile respective. Regina de spade. O claritate mentală, deci efectiv știți ce doriți unul de la celălalt. La un moment dat a fost foarte distant ca energie, dar de fapt pasiunea nu o poate ascunde, pentru că aveți o chimie extraordinară între voi. Șapte și încercați să țineți un echilibru în această relație, pentru că efectiv v-a dat peste cap și pe voi. Deci voi sunteți niște oameni calculați, niște oameni care să aduceți bunăstarea, tot ce este mai bun în familie, dar în momentul în care a venit această iubire, acest magnetism, v-a dat peste cap. Dar e o surpriză frumoasă, pentru că, într-adevăr, uitați-vă câți ași aveți aici. Aveți asul de cupe și aveți și asul acesta. Și în momentul în care voi ați avut din trecut, ați avut acea pasiune pentru o altă persoană posibil și ați crezut că nu veți mai avea acest lucru, pentru că acel ceva nu se poate repeta sau nu va veni în altă formă. Dar relația pe care ați avut-o atunci și s-a destrămat ceva, a fost ceva toxic. Și în momentul în care am de-a face iarăși cu un nou început, nu vă vine să credeți cum puteți să faceți acel echilibru, dar este dorința voastră. Și pentru început, posibil ca taurii să se țină, să se mențină la o distanță, având în vedere că au trecut prin ceva greu. Este ca și cum nu și-ar destăinui sentimentele, dar nu vă puteți abține, deci chimia, magnetismul ăsta vă spune, sunteți atrași unul de celălalt și asta duce la căsătorie.
pe lungă durată. Deci persoana respectivă are toate intențiile de a fi cu voi și simte aceeași pasiune. Da? Vă respectă și sunteți, într-adevăr, sunteți la rangul de împărăteasă. De ce? Pentru că atunci când apare această energie, chiar dacă voi sunteți mai reci, deci aș spune că energia voastră aici, persoana respectivă respectă atitudinea voastră că vă menține. Și pentru unii dintre voi e posibil să fi fost printr-o separare foarte grea, cu acel turn și trei de spade. Iar acum este un fel de a fi mai atenți la ceea ce intră în viața voastră. Da, ați găsit. Voi vreți o persoană care să fie copia voastră, oglindirea voastră. Oglindirea voastră. Și dacă tot v-ați pus această dorință, să știți că este, pentru că o atrageți. Legea atracției. Cu siguranță o atrageți. Și un mare succes. Față în față. Taurii care sunt singuri se vor căsători. Este o atracție foarte mare între voi. Așa trebuie să se întâmple lumea. Persoana cealaltă. Deci din prima etalare deja a apărut în etalarea voastră. Persoana cealaltă are o nemulțumire sentimentală. Este un fel de a nu împărtăși cu voi sentimentele pe care le are, pentru că voi o țineți la distanță. Este un singuratic, dar este o persoană înțeleaptă. Încearcă să-și apere interesele și mai întâi de toate, în momentul în care a pus ochii pe voi, încearcă să apere tot ce ține de voi. A avut persoana respectivă posibil să fie avut o relație la care a suferit foarte mult, dar care acum încearcă să se vindece, pentru că vă iubește cu adevărat. Wow! Haideți să vedem persoana cealaltă. Deja a apărut, sunteți suflete pereche, dar posibil ca voi să fi fost căsătoriți și în altă viață. Este o atracție deosebită. Persoana cealaltă. Ce vrea să știm. Moartea. O persoană care s-a transformat sau o persoană care dorește un nou început să... Șase de spade. Încearcă să treacă peste ceva la care vrea să se vindece, poate dintr-o relație. Oh, persoana cealaltă a luat o lecție de viață. Să nu denote un fel de restricție, să comande, să... N-aveți nicio șansă în fața unui taur. N-aveți nicio șansă. Pentru că taurul știe ce vrea în casă și taurul ia decizii bune în casă. Vrea pur și simplu să aibă grijă de cealaltă persoană, de familie, vrea ca acea casă să-i fie palat, să fie ceva frumos și în momentul în care apare cealaltă persoană cu restricții, pur și simplu este dat afară. De ce? Pentru că se impune cu această energie de pământ. Taurul se impune față în față cu această energie de pământ. Deci taurul efectiv știe ce vrea. Dacă persoana cealaltă, oricare ar fi ea, s-a transformat sau a încercat să se transforme sau în fața taurului a încercat ceva. Nu-l duceți pe taur de nas.
Pe nimeni, de fapt, nu duce. Dar energia pe care o arătați, atunci va veni, va da la iveală tot ceea ce, într-adevăr, încearcă să spună. Dar dacă pentru energia taurului avem de-a face cu împărăteasa, energia celuilalt va fi împăratul. Deci voi sunteți meniți să fiți împreună. Deci dacă ați părăsit o viață prin moarte, sufletele voastre, acum ați revenit. Vă reîntâlniți. Și vă atrage chimia, vă atrage magnetismul vostru, pasiunea, romantismul, dar nu vă dați seama de ce. Este ca și cum ați mirosi o floare, dar de fapt voi știți că floarea aceea pe care o mirosiți, ați mai mirosit-o cândva, altundeva. Nu vă dați seama unde, nu vă puteți aminti, dar știți că acel miros l-ați simțit. Chiar și în momentul în care treceți pe lângă persoana respectivă, știți că ceva vă atrage. Persoana cealaltă. Poate fi o energie a scorpionului sau poate fi într-adevăr o persoană care își ascunde sentimentele pentru că are pajul de cupe. Dar este atât de puternic magnetismul, atât de adânc încât cu siguranță va veni. Deci îți ascunde. Da, este un nou început. Cu siguranță este cineva care apare în viața ta, taure, care efectiv te pune într-o situație în care nici tu nu știi să dai un răspuns. Nu te vrea decât pe tine, pe nimeni altceva. Numai pe tine te vrea, energia ta. Efectiv, persoana asta nu poate să doarmă noaptea. Pentru că nu poate să uite, să-ți uite chipul, nu poate să te... Nu poate fi undeva, aș spune... e ca și cum îți simte lipsa. Dorește să fii acolo, unde sunt și ei. Tu. Cavalerul de cupe. Împărtășește aceeași dragoste, dar ești mult mai relaxat. 7 de monede. Da, mult mai relaxat. E ca și cum te simți la tine acasă. Deci ești în putere. Ți-ai recăpătat puterea. Ți-ai recăpătat toată energia de care nu ai fost disponibil mai înainte. Și acum, pentru că știi ce vrei, alegi. Nu dorești să te ceri cu absolut nimeni și nu dorești să ai o discuție la care să-i pui într-o situație proastă pe ceilalți. Lucrezi cu tine însăți pentru a te vindeca. Este un suflet pereche, este cineva care se întoarce dintr-o viață anterioară, nu este cineva din trecutul tău, pentru că este o nouă iubire și este oglindirea ta. E un fel de a spune, te rogi la Dumnezeu pentru cineva care se semene cu tine. Deci, când vă rugați, e bine să știți care sunt și defectele voastre, pentru a nu pune în față în față și defectele persoanei celelalte, pentru că, de fapt, sunt ale voastre, este oglindirea. Sunteți perechea ideală. Sunteți perechea ideală? Aveți împăratul și împărăteasa, perechea divină, perechea divină, sunteți perechea divină. Deci, persoana asta va face tot posibilul, dar tot posibilul să intre în viața voastră, pentru că simte ceva la care nu a mai simțit niciodată. Dar este ca și cum se repetă ceva dintr-o viață anterioară. Meritați amândoi să fiți fericiți. Meritați din plin, pentru că și persoana cealaltă a fost în niște situații foarte dubioase, dureroase. Iar acum se face echilibru. Este ca și cum se întoarce ceva la care trebuia să plătească și atât tu cât și persoana cealaltă o karmă, dar este o karmă bună. Meritați să fiți fericiți. Este foarte frumoasă de la rem. Vă mulțumesc din toată inima. La revedere!